În primul rând, am crescut printre germanii din Timișoara, într-o Timișoară multiculturală a anilor 70-80. Era firesc, am fost la școală germană, grădință germană, eu fiind un escu, un georgescu, un român jet pe jet. Și era un miracol că dispăreau de pe zi pe alta nemții. Sau în fiecare săptămână era câte o petrecere de rămas bun și plecau într-un val care se tot accentua. Și am pus întrebarea cum puteau să plece, cum plecau și de ce rămâneam noi mereu în urmă. E bine, cu câțiva ani în urmă, lucrând la un alt documentar pentru un alt post de televiziune, l-am intervievat pe Helmut Kohl, care în timp ce stăteam în biroul lui, mi-a spus, auzind că sunt român, că pe scaunul pe care tocmai stăteam, stătuse cu câțiva ani în urmă un negociator care încerca să-l șantajeze și acum se întorcea stomacul pe dos când își amintea de acel personaj. Și mi-a povestit atunci de această tranzacție ultra-secretă între cele două state de vânzare, respectiv cumpărarea tuturor nemților din România. Sunt trei categorii de personaje în acest film. Este politica mare a lui Helmut Kohl, Genscher, Telcic, care apar și ei în film. Politicii secrete, a negociatorilor secrete, atât român pentru securitate, cât și cel german, în numele guvernului german, guvernelor germane. Și mai sunt persoanele, marfa în sine, cei care au fost vânduți. Și la fiecare nivel a fost uneori dificil de obținut, la alții a mers foarte ușor pentru că au simțit o eliberare, au dorit să vorbească despre acest capitol care îi bântuie pe nemții plecați din România, aceste circumstanțe în care au plecat ei. Imaginea continuare, ei n-au plecat ușor, au fost mari tensiuni și în comunitatea lor și în familiile lor, până când pierderea încrederii într-un viitor în România a fost atât de mare încât nimeni nu mai vrea să fie ultimul care rămâne. Și atunci această dinamică a fost de neoprit. Depinde, definiți norocul, ce înseamnă să fii norocos. Da, în perspectiva epocii respective, a comunismului, a ultimilor ani, a regimului Ceaușescu, a fost un noroc să ieși din țară. Toți visam, români, unguri, germani, toți visam să speram să ieșim din acest infern care era România acelor ani. Dar, repet, germanii din România s-au confruntat cu altă problemă. Ei ce erau minoritatea germană, ajunși în Germania, erau cei din România. Deci o criză de identitate care, cum să zic, continuă să-i macine. Iar circumstanțele plecărilor, faptul că un întreg aparat secret, dar foarte bine organizat, cumva peste capetele lor, ei bineînțeles dorind să plece, a funcționat din umbră în așa fel încât acest negoț, fără ca cineva să-i întrebe, funcționa foarte bine. Asta le pune tot felul de întrebări. Cum s-a întâmplat? De aceea acest film pentru comunitatea germană, pentru cei plecați din România, este un fel de eliberare. Acum să nu facem nimic siropos din asta, deci ei sunt într-adevăr foarte atașați de române, majoritatea germanilor plecați de aici. Pe de altă parte, gustul libertății și perspectiva de a trăi în libertate era atât de mare încât a dominat de-a lungul anilor orice melancolie sau nostalgie. Cred că da, au fost de-a lungul istoriei. E ușor de arătat cu degetul moralizator. A fost o tranzacție, poți să zici că a fost un comerț de oameni, dar nu e atât de simplu. Pentru că oamenii doreau să plece, erau niște circumstanțe absolut idiote în acea vreme. N-ai cum să acuzi că au plecat, într-un fel e greu de acuzat și cei care i-au cumpărat din Germania, era o acțiune totuși umanitară din perspectiva lor. Partea românească și se justifică, dar într-un fel uneori aiurea, că acești bani erau o răscumpărare pentru cheltuielile pe care statul român le-a avut cu educarea lor, uitându-se în senere de alte lucruri. Eu cred că este necesar să se facă un film despre această emigrare sau despre această raportare a noastră față de vecinii noștri, indiferent că sunt unguri, maghiari, germani sau de alte naționalități, și cum ne raportăm noi la ei. Și acest film cumva încearcă să-i recupereze sau să recupereze această poveste. Pe de o parte este un film pentru cei plecați în aceste circumstanțe secrete. Este un film terapeutic, s-ar putea spune, deci aduce un pic de lumină asupra propriului destin. Care au fost circumstanțele plecării
tale. Iar pentru cei rămași și pentru cel puțini germani care au rămas în România, cât și pentru românii din România care au pierdut acești vecini germani, cu care s-au înțeles bine timp de 850 de ani, reprezintă așa un fel de memento, un memento mori. Eu mă bucur foarte mult că premiera filmului a avut loc în Sibiu, pentru că acum un an și jumătate, exact aici în Sibiu, au început filmările. Deci este locul unde a început filmul și mă bucur că este locul unde se încheie, respectiv pornește filmul la drum. Am mai fost odată invitat la Astra, dar din motive de sănătate n-am putut să vin, n-am mai avut un alt film aici. Întotdeauna am auzit lucruri minunate despre acest festival, am vrut să fiu aici, mă bucur tare mult că sunt aici și tot ce am auzit se confirmă, e atmosfera foarte plăcută, degajată și focusată. Mi se pare absolut remarcabil că există așa ceva în România. Toată lumea vorbește despre filmul de ficțiune românesc, dar filmul de documentar românesc are la rândul lui o mare forță și e foarte bine că există această platformă și în România. Filmul documentar românesc are deseori succes în străinătate sau în televiziune din străinătate, mai puțin în România. Există o cultură care poate fi îmbunătățită, o cultură documentarului în România. Poate aude cineva și de la televiziune asta. Pentru că viața bate orice film. Viața este deseori mult mai plină de surprize și de căldură și decât uneori poate să transpună în peliculă un film artistic care are artificiile lui și ale mecanismele lui, dar realitatea, omul, cum arată, cum miroase, cum simte, emoțiile care știi că sunt adevărate. Există această nevoie, această sete a oamenilor de a se oglindi, poate, în destinele altora.